Cine zice? Oi, cine cu stat? Este dosarul acela penal cu sentință, da? De durează 12 ani sau 13. Oho. 13 ani. Dar de la sentința primei instanță a trecut un an ori doi, mai timp. Nu, da, sentința instanță a fost în 17, în 2017. Da. L-a ținut la curtea supremă, nu știu ce să fac cu el, vreo 2 ani aproape. Și acum iată, dosarul a venit la dânsă în martie și iată, până azi nu a avut loc nicio ședință. S-au schimbat 4 complete de judecători. Adică cum ajunge dosarul la un judecător raportor și cum el citește conținutul deciziei Curții Supreme de Justiție, odată îți caut un motiv ca să scape de dosar. Deci el ia 2 examinări la apel acum? Nu, ia 4, nu știu. O spun că au fost 3 complete de acum. Primele 2 complete numiți și ședință. Și apel mi-a scris că dosarul s-a dus la alt judecător. Și iată, acum asta pare mi se ia 4 complete. Deci a fost Alexandru Gafton, Maria, cum îi spune, Avornic, dar ei negru acum, după numele bărbatului, soțului, și a mai venit o citație tot cu alt număr de nume de judecător, eu nu mai țin minte care, cum e numele, și acum iată dosarul raportor Jugănaru, domnul judecător Jugănaru. Și iată avem astăzi 2 ședințe, data trecută, ci că s-a îmbolnăvit un judecător și nu a avut loc. Și acum, după informațiile mele, tot nu o să aibă loc ședință, pentru că sunt înțeles. Cam pustiu sala, nu prea au vrut să aibă martori, nu le-au pus în dimineață, au pus ultimul dosar. Ultimul dosar, da. Aș fi așa, de obicei. Nimeni nu vrea să știe despre dosar. Ba mai mult, eu schimbat și numărul, iată, acum dosarul are alt număr, nu acel care a venit primul număr, adică la, de la Gafton avea numărul 709, la Maria Negru tot la 709. Ciudă. Și acum văd acolo, deci poate e o greșeală, dar nu cred că e panou informativă a Curții de Apel, dosarul a alt număr și de obicei dosarul avea să începe cu învinuirile aduse lui Rotaru. Acum el schimbat lui Ursul, învinuirile aduse lui Ursul, mai mulți numele meu acolo nici nu figurează, sunt mai mulți inculpați. Acolo sunt 5, au fost 7, i-au scos pe vreo 2. Și că e 3 și un sfert și tot noi și ceva ezită. Nu, păi de obicei e normal că se întârzi, iar îi schimbăm colegii. Deci, acolo și-o să spună că nu, eu vreau judecător. Sau partea vătămată, nu, văd că nu, eu cred că nici nu o să fie după informațiile mele. Că Curtea Supremă le-a scris că nu e aceea partea vătămată, știi, care e băgată. Vâleu. Nu, după dar asta trebuie să ducă la încetarea dosarului. Păi e obligatoriu. Clasare. Curtea Supremă trebuie să mă achite după atâtea reguli conforme, auzi? Punctului 3 al articolului 1 în codul procedurii penale, Curtea Supremă era obligat să mă achite și Curtea de Apel e obligat să mă achite. Numai că ei nu cunosc acest punct, nu vreau să-l citească, nu-l recunosc. Dar prima instanță ți-a dat niște ani grei. Da, 9 ani de zile. 9 de închisoare. Domnul Dolghieru, care azi, uite, a ajuns la Curtea de Apel. Da? Și aici e principala problemă. Dolghieru și Vrabie, Silvia și Mână Scurtă și Tileuc, care m-au condamnat pe mine aici la, și la Curtea de Apel. Eu mă fac presiune la judecătorul ăsta că se ignore. Deci se acord să spunem de justiție. Ei, nu știți ce fac, nu? Că nu știu, sunteți pentru știu, ei acolo. Știu. La, eu știu. Ei aici mai au și unele probleme între ele și știu. Și la Curtea Supremă știu ce s-a făcut și cum s-a făcut. Și de la procuratură știu. Dar dacă se răgânează atâta, puteți să inițiați acțiune civilă împotriva statului. Baza legii 87. Dar stai, e că le-am scris, de-am o cerere. De, vă 3 cereri am scris. Ultima cerere am scris-o în septembrie anul ăsta. Să urgenteze examinarea cazului. Și eu pot cere la dosarul ăsta și nici o zero. Și urgentat, așa că nu-i nimic. Da, da, e că am să duc, eu cred că să găsați pe cineva ca să fie cu dânsul în ședință.
folosesc linie, doamna. Ce? Cristian Valentin. Partea vătămată de verdere Nicolas. Avocat părții vătămate. Deci se pune în discuție posibilitatea examinării. Cristian Valentin, precum și în lipsa avocatului cu Pașcu Anatolei, care a apărut toți trei inculpați, care a depus și o cerere privind amânarea ședinței de judecată pe cauza penală votată a Cristian Cristian din 29 noiembrie 2021 pentru altă dată, pe motivul că este antrenat în altă ședință de judecată, întâlnirea și nu se dubulcane. Dar încerc spune, din orice nu știa că o să străgănezi așa de mult și chiar acum mi-a născut că e în drum, dacă o să reușați, cred că de lucru nu-i parte la rămasă și... Nu știu regional. Avocatul dumneavoastră e pe drum? Da. Dar domnul Pașcu, nu tot. Ședința a fost prezentată pe ore 3 și nu reușea. Părerea mea? Vine la continuare. Domnul președinte, deci eu veți lua o decizie așa cum considerați necesar, dar eu vreau să atrag atenția unor alte instanțe că eu încă la 24 septembrie am depus o cerere de examinare a acestui cauz în regim de urgență. Cu atât mai mult că Curtea Supremă de Justiție în decizia sa din 8 februarie a stipulat că partea vătămată în această cauză a fost recunoscută total ilegal. Deci nu o să fie partea vătămată, nu o să fie avocat părții vătămate, că un avocat a decedat, a fost avocat, alt avocat, pseudo-avocat, a devenit colaborator al Consiliului Superior al Magistraturii. Și gruparea aceasta s-a cam, icebergul grupării s-a cam topit. De ce? Ce se întâmplă în cazul ăsta? Cazul se află de acum de 10 ani în instanțele de judecată. Și iată, deci, data trecută a lipsit un judecător bun, s-a îmbolnăvit, dar astăzi ceva s-a întâmplat cam ceea ce nu putea, nu ar fi trebuit să întâmple. Pentru că când a fost stabilită ziua de astăzi pentru examinare, instanța de judecată cunoștea că domnul avocat se află pe la Bălți. Și nu s-a coordonat cu dumnealui ora și data, că el îmi spune, ieri îmi spune că el cu mult înainte și a avut numite la jutoria sectorului Goicani ședință la ora 14 astăzi. Și nici de cum n-ajungea el la ora 15. Iată acum el a spus că de acum s-a terminat acolo și vine încoace. Deci și mai există și altă problemă. Eu aș vrea să văd care este poziția procuraturii după ce Curtea Supremă le-a scris pe 10 pagini câte ilegalități au comis când au fabricat acest dosar și când a fost judecat acest dosar. Și în acest dosar nu există crimă. Nu există nimic. Este un dosar falsificat și iată eu am mai scris și Procurorului General. Și am depus plângeri împotriva Procurorului General pentru a fi tras la răspundere penală pe domnul Stăinov încă pe 3 septembrie. Și acum am dat în instanță de judecată plângeri. Consiliul Superior a refuzat să examineze această cerere. I-am scris și domnului procuror interimar să-și retragă învinuire. Eu nu știu, a ajuns la procurorul care astăzi prezintă, va prezenta sau ce va face cu învinuire în ședință sau nu, dar vă atrag atenție că aici eu, Curtea Supremă s-a expus pe o mică parte din încălcările care le-au cauzat procurorii și judecătorii. Și de aceea, dați să încercăm să stabilim o procedură de examinare a acestui caz mai urgent. Eu sunt, în principiu, personal. Asta tot dosarul ăsta a fost fabricat din cauza mea. Iată, ei 10 ani deja în ședință. Și au fost achitați. Eu 17 ani sunt banchet penal. Și asta e unul din cazuri, tot asta este legat cu SAGM.
care o să mai auziți. Ce s-a făcut la Cedoș și în Pasă Gemeni este o mare obrăznicie și o porcărie. De ce eu vă rog, dați stabilim niște ședințe fixe, să vii, să fie chemați toți, partea vătămată, eu nu știu cum o să căutați dumneavoastră, care procuror eu să fac partea vătămată, cine o să facă eu cum partea vătămată. Nu există crimă, n-a fost nicio expertiză despre daune, despre falsificări și așa mai departe. Cum poți condamna oamenii la 10 ani de pușcărie, că nu există daună în caz, cauză? Deci, cu privire la izamarea cauzei în lipsa avocatului. În lipsa avocatului, avocatul vine, o zis. Domnul președinte, ar trebui încălzat să fiu de partea reprezentatorului meu, dar că din punct de vedere procesual, consider că este imposibil să mai cauze la Viorel, chiar dacă avocatul domnul Pașcu ajunge în termen, oricum nu este prezentă una din, nu sunt prezenți doi rezultați, de asemenea nu avem prezentă partea vătămată și nu cunosc dacă acesta a fost și înștiințat. Respectiv, potrivit rigorilor procesuale, suntem în imposibilitate de a iniția semnarea cauzei. Și dacă puteți, domnul președinte, cu o replică. Ca replică. Deci, la dumneavoastră, acest dosar a ajuns ca al a patru colegi. A fost domnul Gaftor, a fost doamna Avorni, a fost încă cineva din judecăți care mi-a trimis citații cu numele altui judecător. Și acum la domnul Jugănar a ajuns dosar. Cât cum la judecătorii dumneavoastră la Curtea de Apel, din cauza lui domnul Ghieru și altora, ajunge acest dosar, toți vor să scăpe de dânsul. Nu deci urmează să fie fixată la altă zi de ședință, cum starea de pe la inculpaților care nu sunt prezenți, precum și a avocatului. Dacă domnul Pașcu, cum noi, ce facem, cum o să stabilim noi, el, când o să fie liber? Atunci o să-l contactați, să convenim la avocatul. Domnul președinte, vă rog. La dosar a fost schimbat numărul. Eu astăzi greu am găsit unde, în ce sală. A fost 709 dosar. Acum e 0204. Deci nu știu, și a doua problemă. Toată, mulți prieteni mă întreabă, unde e dosarul tău de la, la dosar penal? Nimeni nu poate găsi. Înainte era dosarul Rotaru și alții. Acum l-au schimbat ursul. Rotaru a dispărut toate site-urile. Și vă rog să restabiliți această dreptate, că începând la prima instanță, dosarul se numea Rotaru și alții. Pentru că lumea vrea să vadă ce nelegiuiri s-au făcut în acest dosar. Și eu cred că asta a făcut special. Și numărul a schimbat și numele înculpaților și așa mai departe. Domnule președinte, dacă vreți să acest colegul meu și să-l pun la scriptet, pentru că le termină în comun. Dar președinții sunt ale mea și cum